salut! Vreau să răspund la câteva întrebări care sunt referitoare la materialele, la centraluca rachete și cu altă ocazie o să răspund la altfel de întrebări. Să începem așa cu ușițele. De multe ori am fost întrebat de unde iau ușițele, dacă le construiesc eu, dacă le fac eu sau de unde le cumpăr. Astea Totdeauna le-am luat de la noi de aici, la un depozit. Un depozit local, de aici, din sunt niște ușiți de inox. Au o, o ramă de asta așa metalică, de oțel, iar aici sunt de inox, da? E un inox mai subțirel, dar sunt foarte buni, ca aspect. Și au funcții foarte bune de a se regla aerul, de exemplu. Se poate regla aerul. Asta, de exemplu, în ce sens? Când un horn care nu e suficient de bun nu e scos cum trebuie și tirajul e mai insuficient, atunci e posibil sau dacă s-ar învarui, de exemplu, când e afară, când depinde din poziția care e scos sau așa, e mult mai sigur când se ține ușița așa între deschise. Se poate regla cu lanțul ăsta și sau dacă tirajul e mai lent, atunci când se ține așa în poziția asta, ea funcționează foarte bine. Nu de fum în sus și tirajul e mai bun. Atunci când e deschis la maxim așa, se poate. Uneori, eu asta o pățam când aveam prima sobă fără horn, când erau niște curenți foarte puternici, uneori se întâmpla de dea câte un fum așa o secundă în sus, dar asta nu era ceva grav. Dar dacă se folosește în casă, vă dați seama că nu trebuie niciodată să dea niciun fum în sus nimic și se poate folosi în așa fel. Sau când se închide, ea ține ca uh, să închide aerul ăsta pe aici, nu mai trage aer și ține ca în loc de lift de ăla, de, ca șubăr de la de, uh, ca să nu trebuiască pus acolo, să, în spate la horn, să nu spulberi căldura pe horn. Ia ușița asta, dacă stai închis aici, ține așa ca în vid temperatura aici și se menține, se mai, mai, greu un pic uh, soba. <coughs> și asta e ușița mare. Undeva la Diferă astea, dimensiunea sunt totdeauna am găsit la fel. Asta sunt undeva la 14 jumate pe 14 jumate interiorul. Și la ușița mică aici. Asta interiorul ar fi de 10 pe 10. Da. Acum, de exemplu, următoare care trebuie să o fac. Nu am mai găsit de alea micuți și am găsit de 12 pe 12 pe interiorul. Asta e tot cu ramă de asta metalică. Și un picuț mai mare nu are nimic, decupez un pic mai tare aici. Asta nu e cu ramă, de exemplu, are niște cleme așa care se prinde. Astea sunt niște ușiți care eu am văzut. De exemplu, pe EMAG, parcă. Sunt ușiți de vizitare pentru coș de fum. Și poate că modelul diferit, nu știu. Astea se aduc, din câte știu eu, de la Ucraina. Sunt mai ieftine, într-adevăr. Și sunt faine. Și sunt bune așa iar am mai fost întrebat despre ce pânză folosesc la tăiat cremizile. De obicei folosesc pânza asta, de la firma asta, pentru a tăia șamotele. Sunt și mai scumpe, asta e de la, la 47 de lei. Am folosit și la 150 de lei. Și tot se uzează, bineînțeles că țin un pic mai mult alea, dar spre a scumpe, și tot se uzează rapid. Se uzează rapid pentru că șamota fiind caut șamote mai bună și fiind o șamotă care e mai arsă, se strică foarte rapid pânzele. E o șamotă tare. Și asta, o pânză de asta, se uzează cel puțin la o sobă. De multe ori, aproape și două pânze se uzează la o sobă. Depinde cum folosesc cât mai multe. Bineînțeles că caut să tai uh, șamote care eu le cunosc, care sunt picuți mai uh, nu așa arse, și alea le tai la jumate, să le folosesc și astea mai arse le folosesc așa întregi pentru că se foarte tare pânze. Iar pentru a tăia agresia am început să folosesc de asta. E foarte ieftină și e bunișoară. taie destul de bine. E destul de finuță. Bineînțeles că ciupește un pic, dar eu știu cum să iau marginea asta după aia cu marginea așa la pânze ca și cum aș poliza marginea asta și scot ciupitura și se șlefuiește și așa bine. Deci asta e tăiată și pe o parte și pe alta. Da. Despre tablă, folosesc de obicei acum ultimile deți, am folosit tablă zincată de 0,4. Nu prea am mai găsit tablă de 0,5, prima dată foloseam 0,5, era mai grosuță. Da. Bineînțeles, tu tubul ridicator acum fac de oțel de asta mai gros, care se găsește la Digiman. De oțelul este mult mai garantat pe el. Și tabla asta o folosesc doar la. Deci pun sub capac, acolo să nu bat în direct în capac temperatura. E, fac la cenușarul ăsta aici și buncărul. buncărul pentru peleți. Înțeles, mai aici o bucată de tablă, mai la clemele alea, acolo distanțirile alea de la arzătorul peleți. De exemplu aici, dacă observați, marginea asta făcută este o margine așa. Am cutat-o un pic. Asta mai ales fiind și în scurt aici și mică, e foarte tare, dar și colțul ăsta îi dă o rezistență în plus bineînțeles unghiurile la 90 grade fiind mai în scurt eu așa am folosit dintotdeauna și la mine și oriunde și acolo fiind și cu cenușă și în partea mai de jos se păstrează foarte bine tabla asta zicata e foarte rezistent la temperatură deci așa fac asta asta aici așa, are rolul de a închide aerul și nu tragă pe aici că nu e bine să traga aer pe aici încetinește arderea pe aici dacă trage, dacă ar fi tras așa și pentru a se scoate cenușa. Plasă de fibre de sticlă, când mă refer, mă refer la placarea asta aici pe exterior, adică cu adeziv și cu plasă de asta, înainte de a se pune gresia. Pe aici, pe la BCA de roată în jurul părții alea de ardere, folosesc plasă de asta care Folosesc și la fațare, de exemplu la izolații, la... asta e rezistent la temperatură. Și de exemplu asta, fiind cu ochiurile astea mai dese, o folosesc și asta, dar mai folosesc de obicei acum pun două rânduri și de asta e o plasă un pic mai groasă, asta portocalie, e mai rară, dar e mai groasă. Și pun un rând de la mai des și unul de asta mai rar. Cel puțin aici în partea de sus pun două rânduri neapărat și pe acolo, pe la focar, la BCA, întărește foarte bine. Pentru a nu face microfisuri de astea, pentru a... și mai folosesc și platbante de asta. De asta e o sârmă care sunt doar ușor, dar e foarte benefic la când se dă așa de roata, aici la BCA, am început a pune pe aici, a, acolo la tuburile care se face tuburi da dau de roata și legată cumva și se întărește cu adezivul și se leagă foarte bine. Deci o siguranță în plus pentru rezistență. Uh, tuburile astea refractare, tot de la Dedeman se găsesc, spune că de 200, dar el interiorul am măsurat cam toate a 190, se potrivește foarte bine la dimensiunile care le fac eu, cu tubul de interior de 180, de oțel, ura de alimentare, dimensiunea care le fac eu se potrivește perfect și asta vine una întreagă și una tăiată de va la jumate și bine cu plasc, cu fibră de sticlă, cu adeziv, cu din așa, cu sârmă de asta, fiind și în scurt, e foarte, pentru că, da, este posibilitatea de a fisura, pentru că astea sunt predispuse de a face fisuri, pentru că e un material de întregu și fiind un material de întregu și casant, deci alta e când, de exemplu, șamotele la fel, dacă ar fi o placă mare de a întregul, atunci ar putea fisura, dar el fiind mai des, mai multe, atunci ele fac microfisurile alea la, în de la adezil, da? Atunci, aici fiind de a întregul, se poate să crape, dar de asta eu le-am foarte bine și le leg și ele fiind în scurt, atunci prea puțin are posibilitatea și dacă are de, de a face o fisură, o faci în interior și rămâne așa, pentru că ele undeva trebuie să lucreze, fiind de roata, materialul închis complet, lucrează foarte tare la temperaturi mari, prin material tare. Important e că rezistent la temperaturi, e material de șamote. Așa pățam și aici. Am început a face aici tăituri, tăiturile astea, la gresia asta. Deci aici în față și în spate, la fel tot ca aici. Pentru că fiind placa de întregul cum o puneam, mi s-a întâmplat la trei sobe să fac aici fisură. Alți cineva au făcut doar aici, la cineva au făcut aici și aici și exact astea mi-au rezolvat problema asta. Pentru că el se când e temperaturi foarte mari și lucrează, se vede ca și cum aici ca un fier de păr, o fisură, bineînțeles chiar dacă e tăiat aici, se observă cum face o mică dilatare, pentru că ea lucrează foarte, la temperaturi foarte mari și undeva ea trebuie să lucreze și ca să nu se crape, să nu se uh, fisureze pe undeva, Acum mai știu punctele unde lucrează bineînțeles că unde o de exemplu, la cineva, am vrut să mă duc să-i schimb, să, bineînțeles, să schimbă, dar poate să schimbă mai greu. Și atunci s-a rezolvat cu ideea asta a mea, cu colțar de asta, se poate pune și aici. Bineînțeles că omul nu a vrut, o zis că nu îl deranjează, că nu era, o să arată bine, arată rustic, exact aici și aici o fisurat așa. Da, asta, de exemplu, ca să nu se vadă o așa, se poate masca cu colțar de asta, exact același colțar care îl pun aici stai aici la 45 și se pune de frumos cu silicon flexibil și îi dă și aspect și o rezistență în plus și maschează să nu se vadă aici. De unde au grătarele și de groase, grătarele care le folosesc normal la, la cenușar, folosesc dimensiunea asta de 15 lățime pe 20 lungime. Și este de 0,9 am măsurat eu 0,8-0,9 mm. Sunt destul de grosuți pentru dimensiunea asta. Sunt și mai le am văzut pe piață. Asta la un timp se pot schimba, nu și o problemă. Puteam să folosesc de asta mai groase da? Dar astea se găsesc un pic mai greu. Astea sunt tot de la Ucraina aduse. Pentru de acolo se au materiale mai ieftine. Și sunt foarte groase, sunt de un cm și jumătate grosimii. Dar astea le-am folosit doar la arzătorul pentru pieleți duc din două grătari de asta, te fac arzător pentru peleți, și nu am pus la cenușar pentru că în timp tot se pot duce și alea și după aia nu se mai găsească probabil sau la dimensiunea aia se găsesc mai greu, așa că asta se găsesc foarte ușor și se pot schimba. Am mai fost întrebat uh, ce fel de gresie, de unde eu iau, tot de, de la, noi de la depozit. Uh, Asta e dimensiune de 45 x 45, vine foarte bine ca dimensiune. Dacă ar fi de 60 x 30, de exemplu, cum mai sunt altele, atunci ar trebui să arunc 20 cm ca să vină mai de -a întregul. Aici ar trebui să îmbin când nu mi ajunge până sus, ea fiind de 30, spun pun o bucată, să aruncă mult material, asta de 45 vine cel mai bine. Și plus, am mers pe modelul ăsta pentru că e foarte frumos, rusticul asta așa are niște de nivelări și forma asta așa de piatră, e frumoasă și am schimbat amestec pe trei culori ați văzut am făcut pe griu pe un uh, amestec de griu cu un pic de bej și asta are mai mult bej în ea uh, se numește kairak o să scriu aici undeva să vedeți Asta e kairak brown este cairac natural și cairac gri aia cum e la mine care o am eu e culoarea gri deci aici la noi era 55 lei metru. Acum au zis că când aduce deja s-a mai scumpit. Alt lot care l aduce. Asta o iau separat din altă parte. Pentru că se potrivește foarte bine de unde iau o asta groasă. Asta e o gresie de 2 cm de porțelan. Nu e marmur. Dacă era marmur era mai scumpă. Și fiind mai ieftin o folosesc asta. Dar sunt niște plăci de un metru pe un metru și undeva placa asta la 100 de lei Și asta e de asta mai subțiri, și ca să iasă la aceeași culoare am combinat și am găsit tot aceeași culoare de mai subțiri. Colțarele. Colțarele tot de aici de la depozit. Nu știu la de nu m-am uitat. Poate că sunt. Ori nu am văzut eu. Trebuie să fie aici 2 cm iar partea asta 2,5 mi îmi place cum mi a plăcut întotdeauna cum arată, plus că îi dau o rezistență în plus, o garanție că uh, pentru un an sau un timp, ce știu eu, uh, să nu să sunt mai sigur că dacă se desprinde vreo porțiune de placă sau o placă de întregul, atunci colțarul o stau ține legată, deși nu s-a întâmplat să se desprinde, să cadă la nimeni, dar eu cu astea sunt mai sigur. Din prima le-am inventat așa colțarele astea, am uh, inventat eu proiectul și este la 42 de lei bucata, 2,70 m lungime are. Și exemplu cum la o sobă de asta așa, două colțari nu ajung. Ajung două colțari dacă nu se pune și aici jos. Dacă îmi pun și aici și jos, atunci mai trebuie un colțar să tai din el. Am mai fost întrebat de ce nu folosesc plăci de silicat de calciu pentru că eu am căutat o soluție în care se poate fi demontabile, se poate fi să fie mai ușor de, de mutat, de transportat și am mers pe șamot din asta mai subțire. Și într-adevăr am vrut și eu să m-am gândit la ideea asta și am încercat să fac să fie mai ușoare, le făceam de întregul, placate și puteam să fac, dar am luat o placă de silicat de calciu să o testez. Spune că rezistă la 1000 de grade. Așa scrie acolo. Deci asta am luat de la Dedeman. Era o placă rupte. Era ultima. Mie înțeles, după aia o adus pe altele. Și am luat-o așa. Am lipit-o cu CM7. Și mi-am văzut că se lipește foarte bine. Și ține. Și asta e de 2.5 jumate lățime. Grosimea. Este și de 3. Sunt și mai groase. Și am făcut testare cu ea. O bucată de asta. Am pus în foc acasă. Și am lăsat acolo în foc să văd cât e de rezistentă și într-adevăr am renunțat la ideea de a face pentru că am văzut că au făcut așa niște fisuri s-au slăbit cumva un pic și au făcut niște crepături așa deci la temperatură mare nu sunt așa de rezistente sunt rezistente ca izolații astea se folosesc la uh, izolat șemineile astea care cu aer cald cu, uh, chiar dacă spune că la 1000 de grade rezistă în contact cu focul nu e nu garantă bineînțeles că dacă era să fac făceam interiorul ăsta aici cu șamotă, partea de ardere și vreau să fac doar exteriorul ăsta. Dar îmi pare un material și slăbuț, oricum aici nu ajungi niciodată la fiind face răcirea serpentina. Aici eu ce am observat în exterior, mai mult de 115 grade la mine nu mi-au ajuns. Bineînțeles, dacă s-ar folosi mai multe ori în plus, ar mai crește, poate la 150 la... Și m-am gândit că îmi pare și slăbuț să mă cu unghia cumva așa dacă insist așa că am renunțat la ideea asta. Deci șamota e mult mai valabile, e tare. O să o folosesc. Că mi-am bătut un pic capul și mai am de făcut un mic upgrade. Aici m-am făcut separarea asta aici cu spațiul ăsta aici liber. Tot îmi încălzește foarte puternic aici. Și placa asta aici deasupra, cum se pune aici. Bineînțeles că aici nu o pun lipite, din interior placa. Dar tot, se ridică multă temperatură în ea. Și aici se înfermântă foarte tare. Și atunci o să cred că asta următoare care o fac, trec pe ideea asta, Spațiu ăsta, deci o să vin mai lat ca să încadreze, o să vin până în colțar aici, cu peretele ăsta, și o să pun aici între placă de asta de silicat de calciu, o să tai, și asta e izolant, bineînțeles, un fel de izolant care nu transmite așa tare. Poate o să se încălzească, dar mai puțin, sau mai partea asta de jos, sau sus aici, pentru că sunt fermânt într-adevăr foarte tare. Deci ea de o căldură imensă subița asta. Așa e mai reduc un pic din o să o prind pe partea asta pe exterior cu silicon. și când fac interiorul asta sunt capul interiorul asta leger, se poate băga unul într-alta piesele, interiorul ăla e detașabil și să aibă și unde lucra, să nu stea forțat, să izoleze, să închidă aici de a luată, să nu tragă aer pe aici. Deci, tot avansăm, asta e. Am ajuns și la întrebarea cu. Uh, de unde iau țeava de inox pentru care țeava de inox, care o folosesc aici în interior știți că acum merg pe DN25 asta e undeva la 30, 32 de lei metru între 30 32 de lei metru depinde metru în iar și o să las o să scriu aici undeva un număr de telefon cu persoana care am luat cel mai des mai ales acum ultimul ideț, fac comandă și a doua zi, maximă treia zi deja îmi ajunge prin curier foarte rapid și îmi pare un material foarte serios, pentru că acum contează și Sunt fel de fel de material pe piață și li folosesc. De asta am și trecut pe DN25, pentru că am observat, pai aia mi-am dat seama, la DN16, asta mai subțire, de exemplu, este și în gros, grosimea în carne este și de 0,18 este și de 0,20 aia de 0,20 tot mai greu se găsește și ca să nu am riscul să folosesc cel mai subțiri, cel mai subțiri material am trecut pe DN25 ăsta este și de 0,20 și de 0,22 tot mai greu se găsește 0,22 dar cel puțin sigur că e de 0,20 și 0,20 e un material mult mai sănătos, mai gros și mai garantat în timp, da? Deci o să las numărul de telefon domnului Vale, așa-l cheamă, și un om foarte serios. Și vă trimite și conectori care sunt special pentru țeava asta, Aia separați, care se mufează aici. Ia uitați aici, am făcut un test, am doiat așa și invers, în forma asta de 90 de grade, chiar mai mult. De vreo 20, mai mult, mai mult de 20 de ori, așa și invers, să văd cam ce rezistență are. Deci nu s-o rupt, indiferent că am mișcat-o așa de vreo 20 de ori, deci nu s-o rupt, nu s-o... Îmi pare un material foarte rezistent, foarte flexibil. Mă uit și cum îl, când îl lucrez, într-adevăr lucrez foarte greu. Uh, pentru că nu e un material chiar așa de moale. Față mai ales de țeava DN, uh, DN16, mult mai greu să lucrează. Dar e un material mai garantat. De asta am mers pe grosimea asta. Este și DN32, parcă. Uh, ala e prea și greu să găsesc, adică nu că greu să găsesc, că sunt mult mai scumpe astea, Mufările astea și astea. mufările astea sunt mult mai scumpi. o să vedeți dacă uitați să vedeți ce preț față de DN16, bufările sunt conectori și special. Da, calitatea contează mult mai mult. Și de ce nu, am fost întrebat, de ce nu fac cu țeavă de cupru? Eu cu prima sobă care am făcut, am făcut-o cu țeavă de cupru cupru de la moale de 0, asta de uh, în diametru de 15 am făcut, dar în diametru de 15 și de 18 se poate face fără să se bage sare, fără să se bage nisip, se poate forma mai ușor. Dar uh, eu sunt mult mai de acord cu țeava asta de inox, într se lucrează și mai ușor asta, dar mult mai bine captează, mult mai bine se curăță, nu se prinde așa cum se prinde pe țeava de cupru, uh, și transferul termic e mult mai bun. Deci e diferență foarte mare. Plus că NASA DN25 are 25 la interior și în cap mai, mult mai, mult, mulți litri de apă față de cea de cupru. Care dacă s-ar pune de 22, diametrul ai de cupru la interior e de 20. Și se lucrează foarte greu. Asta și bineînțeles că și costă mai mult cupru. Nu zic că nu cupru e mult mai garantat în an de zile în timp dar pentru transferul termic, pentru deci e diferență mare. Deci, am mai auzit și la am ținut, am și cu alții, chiar o scos serpentina de cupru și o pus de inox. Ce vreau să mai spun despre serpentina de inox, în felul ăsta aici cum se folosește, nu e în contact direct cu focul, deci cum ajunge până aici, temperatura ajunge foarte mare, dar uh, nu e direct în contact cu focul și uh, cumva e sigur. Deci uh, știu pe cineva aici la mine, care, uh, un prieten care l-am ajutat să facă o sobă cu plite, avea un registru și a vrut să mai pună câțiva metri ceva ca să îi dea putere mai mare la calorifere. Avea registru direct în soba cu și a pus câțiva metri, 10 metri de țeavă de asta, uh, DN20 pus și bineînțeles că știu grosimea era 0,22. Atunci a, o găsit undeva la depozit aici la noi, unde era stoc mai vechi și într-adevăr v-am spus că cândva se folosea mult mai groasă în carne, acum se fabrică, nu știu de ce astea tot mai suțeri, tot mai slabi materiale de fabrică. Și de deci ce era de 0,22, chiar dacă era din 20. Și o are de 4 ani de zile și i pus undeva unde exact ajunge focul în ea, flacără. Și nu s-a întâmplat nimic. Deci asta contează, de dacă e mai groasă, e mai sigur. Siliconul este un silicon flexibil, este silicon roșu, de la ceresit. Așa, denumirea. El scrie aici 260 grade. Sunt la 290 grade, spune la altele sau spunea așa cum scrie așa. Deci eu le-am testat, am pus și la temperaturi mai mari, și am văzut că se păstrează foarte bine. Bineînțeles că eu folosesc aici, pe gresia asta, pe colțuri, n ajunge niciodată aici la 300 de grade, la 260, dar eu am pus și undeva aici, unde a bătea și flacăra și temperatura foarte mare și am văzut că e foarte rezistent. Îl folosesc pentru că e flexibil, deci el rezistă la mai multe grade decât scrie aici e foarte flexibil și flexibilitatea e foarte importantă. Că dacă e material, îi poți rezista la 1200 de grade, dacă e casant, să desprinde și să și nu ține. Deci asta e 42, la de am văzut 45 lei uh, siliconul. Tuburile flexibile, adică burlanul ăsta din spate de evacuare, care se acolo, e gata, pregătit. Uh. Eu merg pe 160. Merg pe 160 la dimensiunea asta de 16 pe 16 sau 16 jumate pe 16, ceva de genul, cum fac eu aici. E foarte perfect. Ajută de la trageri, face o trageri foarte bună. Îl folosesc asta, îl iau la 3 metri. Am găsit undeva la un depozit, undeva în jur de 50 lei metru. Sunt în altă parte foarte scumpi, în alte părți. Depinde de acum trebuie căutat. Și am văzut că sunt foarte flexibili, foarte bune am pățit cu, să vă spun, nu știu care diferența, îmi dau seama exact, am folosit tot de asta de 150, nu știu, alt format, alt material, când sunt doiat, să fac așa la undeva la 90 grade, se putea să plesnească de acolo, dar cu asta n-am pățit niciodată treaba asta, bineînțeles că chiar dacă s-a întâmplat școala cu 150, trebuie să știi cum să lucrezi cu el, dar asta oricât l-aș îndoia, nu se Rupi. E foarte flexibil, foarte rezistent. Și contează probabil și firma asta de unde sunt fabricate. Dacă tot ăsta, la subiectul despre burlanul ăla din spate, am fost întrebat cam cât să fie fornul. Deci, grosimea asta, eu asta o recomand, minim de 160. Și hai și 150 poate să fie. Și înălțimea, dacă este aici pus cum fac eu de exemplu așa, da? Și se pune aici în spate și se scoate partea mai de sus, așa în exterior, sau direct în sus, el face un tiraj foarte bun, numai asta care e aici. Și se mai poate pune, știu pe cineva care a pus 2 metri, 3 metri și trage foarte bine, funcționează foarte, foarte bine. Deci nu e chiar așa de pretențios la horn, nu e așa de pretențioasă sobița asta, cum ar fi alte centrale, alte termoșeminei. Dar bineînțeles că influențează un pic și treaba asta. Dacă e scos cumva rău și un, un, acoperiș alături și influențează, știți cum e, când e un pic scos mai așa și vin curenții la acoperiș, trebuie făcut ceva cum trebuie acolo să nu poată cobori curenții în jos, că influențează și încetinește tragerea. Când e vremea mai moale, când sunt curenți, cel mai indicat este să scoată, chiar dacă ar fi undeva dimers orizontal câțiva metri, într-un horn principal care merge pe mijlocul acoperișului și trecut de vârful acoperișului, trecut de coama acolo e cel mai sigur. Da? Dacă nu, trebuie făcut în așa fel încât pus ceva deasupra o tablă, contra vântului, pălării de aia coborât în mai în jos, un pic lăsat un spațiu mai mic în așa să să nu poată coborî curent în jos și să nu fie mai puțin de 150-160, dar nici, chiar dacă s mergi cu horn mai larg, interiorul, acolo, exact la ieșirea deasupra, la acoperiș, indicat ar fi să se păstreze aceeași dimensiuni, undeva la nu mai îngust de 160, dar nici prea larg. Dacă ar fi prea larg, atunci poate coborâ și influențează, face și turburențe de la curent și influențează ardere. Aici arată cum încetinești, trage mai lent, trage, depinde, în alte situații posibil, mai ales dacă se face gura de alimentare mai mare, să dea un pic de fum în sus sau să ridice flacăra mai în sus pe ușița aici sau... Deci recomandarea mea ar fi să fie de undeva la 5 metri, de, ar fi perfect. Peste 5 metri. Dacă nu se poate să fie măcar 3 metri, la 3 metri deja funcționează foarte bine, funcționează perfect. Dar v-am spus, contează și în poziția care scos, influențează foarte mult acoperișul. Șamota e o șamotă așa mai spre alb, dar se vadă așa că -i cumva arsă ca să fie mai rezistentă, ea e de 3 cm, dar de exemplu cum e asta are 3,2 sunt mai groase și asta înseamnă că sunt robuste, rezistente. Și le lipesc, eu lucrez cu, de multe ori am fost întrebat cu ce adeziv lipesc sau cu ce liant. E CM17 de la Ceresit. E destul de scump un sac, într-adevăr, un sac nu va ajunge, dacă ar fi mai dezidit va ajunge, dar ca să se placheze și să dea cu plasă și să se placheze exteriorul ăsta, nu ajunge. Un sac atunci fi luat doi saci și eu l-am testat în timp, lucrez de ani de zile cu el, am făcut și sobe din căzit cu masă termică, am văzut că e foarte rezistent, e foarte rezistent, mai ales exteriorul, cum nu e în contact cu focul aici, e garantat, e foarte tare. Sunt, puteam să fac și cu alte, am testat, am văzut, mă lucra cu alte materiale refractare, chiar dacă sunt refractare, se dezlipesc, nu au rezistență cum trebuie, deci eu merg pe varianta să CM17, e foarte bun. La interior aici, v-am spus, fac legăturile astea, deci am indiferent că s-ar desprinde, cu orice material s-ar lucra, el la temperaturi mari, cum lucrează aici, tot se desprinde. Dacă nu s-ar desprinde, și fiind materialul casant, atunci ar crăpa așa motor, așa că el e de desprins tot, se desprinde, dar dacă e în legătură așa cum trebuie, ea rămâne așa, așa mota, acolo pentru totdeauna. Încolo nu are un să duce dacă are sprijin aici și ea rămâne așa prin legătură, încoace nu vine, nu-i de voi, depinde cum contează foarte mult legătura asta la cum se faci la cărămide. A fost întrebat chiar cum să face legătură. Deci legătură mă refer așa. Se poate face și altfel, dar vine așa de roata, aici pus în poziția asta, aici pus invers, da? Încoace nu poate veni, Asta nu poate veni în coace cât sprijin aici. Asta la alta la fel, în coace nu poate veni că vine una pusă aici în ea. Și în sus, în continuare, iarăși tot așa. Se pune cu legătura aici pe da? Și aici cum vine alta. Și el îți face legătură și rămâne acolo în poziția aceea foarte bine. Înălțimea folosesc aici cu BCA de 20. BCA e foarte rezistent la temperatură, nu transmite șatari în jos și în exterior și vin aici două beceauri, tai din lățime un pic, mai pun unul în spate de 10, îl tai din el și la înălțime și la așa, ca mi dimensiunea care îmi trebuie și la capac iau becea de de exemplu, 15 și dacă îl tai în jumate, e un pic cam gros capacul, arată urât, așa îl tai undeva la, este și becea de 5, aici la noi nu prea găsesc dar în pare mai superior, undeva la 6, chiar și în jumate se poate tăia. Iese la 7 jumate plus gresia, iese undeva până în 10. Aici, în cazul ăsta, are 9 cm și are și grosimea suficientă și se arate și bine. Întărit cu plasă, sus și jos, cu gresie. Instalația hidraulică am prezentat-o. Aici cu dimensiunile tot le-am mai spus. Le-am amintit în enumerate videoclipuri. Sper și vreau să-mi fac timp să arăt mai în detaliu un pic cum construiesc și să spun dimensiunile la fiecare lucrare, la fiecare piesă, piesa de jos, continua în continuare, fiecare zi, am aș vrea să-mi fac timp să fac niște filmări. Și știu că o să fie de ajutor cu mulți mi-au sugerat treaba asta. Cât timp mi-am mis să construiesc o centrălucă din asta? Păi la început ă, acum am lăsat-o mai mare un pic că trebuie și multă răbdare la început curiozitate acum și alți spor și așa de depinde acum și ziua e un pic mai scurtă ă, e mai frig nu mai este sporul ăla acum deci o făceam undeva în 5 zile e, acum o fac cam în 6-7 zile cam în 7 zile cum e acum îmi ia. deci o săptămână de capăt e și de umblat pe materiale de adus de și bineînțeles că trebuie să mă țin de treabă ca să termin, că altfel dacă nu mă țin de treabă, fac în două săptămâni mi s-a întâmplat să fac și în două săptămâni pentru că se iubește câte o treabă, câte o problemă o... pentru că dacă te ții de ea bineînțeles mă referiști cu tot cu mai iau o zi la instalația asta din spate aici să o fac dacă te ții de ea, faci, dar nu poți zi de zi să zi, 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 o ții în continuu, continuu cu viteză cu viteză și eu sunt un pic mai migălos, așa, lucrez mai lent un pic, așa că, e, na. deci o săptămână de capăt, cel puțin îmi ia la o sobiță din asta. Contează să iasă bine, asta mă interesează cel mai mult, nu contează cât de rapid o termin. Și cea mai frecventă întrebare e cât costă o asemenea centrală. Care sunt chiar neapărat interesați o să-mi scrie, sunt interesat acolo în comentarii și o să-i las un număr de telefon. Am mai șters numărul de telefon pentru că sunt prea sunat cu... Deci, mi se ia prea mult timp la să stau mai la telefon să vorbesc. Dacă ar fi fost o persoană, două, trei, eu înțeleg, am făcut treaba asta și am ajutat cu diferite uh, detalii, dar deja acum n-aș putea face față la câte persoane m-ar întreba fel de fel de lucruri și deci nu pot. Așa, care e chiar neapărat interesat, uh, pot să spun, lasă acolo un număr de telefon și pe șterge, ori mai sunt, am mai lăsat pe unele locuri și o să mă întrebi pe WhatsApp și restul detalii, am făcut filmări și mai fac, deci căutați prin resfoiți pe acolo, pe la postările mele, pe canalul meu și găsiți fel de fel de, bineînțeles că trebuie un timp, așa e mai ușor să pui doar o întrebare și cineva să stea la fiecare minut să răspundă sau... Dar de multe ori nu, nu se poate, nu mai încape timpul. Bun, mai urmează cu altă ocazie și la alte întrebări să răspund. Am chiar niște întrebări mult mai importante de răspuns, dar data asta am făcut așa cu referire la materiale mai mult și cu ocazia data viitoare, cu altă ocazie, vă răspunde la alte întrebări. La revedere!